Mihalco de Boleslau Prus Lucrările de la calea ferată se isprăviră. Antreprenorul le plăti unora ce li se cuvenea, înșelă pe cine izbuti să înșele și oamenii prins era se risipi cârduri cârduri către satele lor. În jurul cârciumii, cocoțată lângă rambleu, zarva nu conteni până la amiaz. Venea câte unul să-și umple de saga cu covrigi, când altul, după rachiu, să-l ducă acasă, iar câte unii își bău rămințele chiar acolo, pe loc. După aia își strânsă răbulendrele în bucăți groase de pânză, zvârliră boccelele pe umăr și o luară din loc strigându-i. Rămâi sănătos, Mihalco, prostovanule! Iar el rămase. Rămase pe câmpul fumuriu, fără măcar să-i petreacă cu privirea pe ceilalți cu ochii pironiți la șinele strălucitoare, care goneau până în fundul zării, nu se știe unde. Vântul îi răvășea părul negru, îi flutura sumanul de dimie albă și aducea din depărtare crâmpeie din cântecul celor ce plecau spre casă. Peste o vreme, boccelele, sumanele și pălăriile rotunde pieriră îndărătul crengilor de enupăr. La urmă se stinse și cântecul, dar el tot pe loc rămase, cu brațele încrucișate la piept, fiindcă n-avea un seduce. Era asemeni iepurelui care țupăia peste linia ferată, un fecior orfan, de la țară, cu sălașul în câmp, iar cămara unde a dat Dumnezeu. Din coasta dealului nisipos răsună mai întâi un fluierat, apoi țâșni un vălătuc de fum și zbucni un ruitul roților de tren. Se trenul încărcat cu muncitori și trase în fața gării neterminate. Mașinistul Rotofei și ajutorul lui, un flăcăiaș, săriră jos de pe locomotivă și se repeziră spre crâșmă. Același lucru îl făcură și frânarii. Numai inginerul rămase în gara de câmp, rotindu-și privirile îngândurate peste coclaurile pustii și cu urechea țintită la bălboroseala aburului din cazan. Flăcăul îl cunoștea pe inginer, de aceea se ploconi adânc în fața lui, până la pământ. Tu erai Mihalco, prostovanule, ce cauți pe aici?" îl întrebă inginerul. Nimic, panie," răspunse flăcăul. De ce nu te întorci în sat?" N-am la ce." Inginerul început să îngâne încet un fir de cântec, apoi spuse. Du-te la Varșovia, acolo găsești de lucru oricând. Apoi, dacă nu știu pe unde-i, urcă te în vagon și ai să afli. Mihal Coprostovanul se cățără ca o pisică într-un vagon plin cu prundiș și se așeză pe o movilă de pietre. Da ceva bani ai? Îl mai întrebă inginerul. Am pani o rublă și patruzeci de groși și un slot în de câte zece. Inginerul începu iar să îngâne cântecul și să cerceteze cu privirea paraginile din jur, iar apa din locomotivă forfotea înainte. Într-un târziu, ieșiră din cârciumă însoțitorii trenului, cu sticle și de învelite în câte o basma. Mașinistul și ajutorul lui se urcară pe locomotivă și trenul se urni. Cam la o milă departare, după curmătură, se-i viră șuvițe de fum și un sat păcătos cufundat în glod. Văzându-l, Mihalco se însufleți. Începu să râdă, să strige, cu toate că la asemenea depărtare tot nu l-ar fi auzit nimeni, să-și fâlfâie căciula. Până ce frânarul, care stătea cocoțat pe o banchetă înaltă, se răsti la el. Nu te mai apleca în afară, mai pici jos și te ia naiba. Să vedeți, panie, ăsta satul nostru, Uite colea! Păi, dacă e al vostru, șez binișor! Îl dojeni frânarul. Mihalco se așeză și rămase liniștit, după cum i se poruncise. Numai că simțea în inimă ca o mușcătură subțire și aprigă și început să se roage. Grozava ar fi dorit să se întoarcă în satul lui, cu bordeie de lut și acoperișuri negre de paie, răslețite printre noroaiele acelea. Dar n-avea de ce să o facă. Deși îi se zicea prostul, atâta lucru pricepea și el, că în lumea largă scap de foamete și afli mai ușor un locșor unde să spui capul decât în sat. În lume pâinea e mai albă, carnea apucibarem barem să te uiți la ea, casele sunt mai multe și oamenii nu-s chiar săraci lipiți ca la țară. Treceau prin gări, oprindu-se într-un loc mai mult, într-altul mai puțin. Către seară, Inginerul porunci să-i se dea de mâncare și flăcăul, drept mulțumire, se ploconi până la pământ. Apoi pătrunseră într-o regiune cu totul diferită. În loc de mlaștini erau câmpii, măguri și gârlițe cu albii cotite și ape repezi. Colibele și șurile făcute din împletitură de răchită dispărură și ele, iar în locul lor se ițeau conace mândre și case clădite din cărămidă, mai arătoase și decât biserica de la ei din sat, ori decât cârciuma. Noaptea ajunseră într-un oraș ridicat pe o colină. Ai fi zis că toate casele se cațără una în spinarea celeilalte și că în fiecare casă ard puzderie de lumini ca stelele pe cer. Nici la o sută de înmormântări de s-ar fi dus, n-ar fi prididit să vadă atâtea lumânări câte văzu în orașul acela. Auzi și o muzică grozav de frumoasă, iar oamenii umblau pe străzi, râzând și grăind tare, cu toate că noaptea era în miezul ei, iar în sat, la ora aceea, nu se mai auzea decât țipătul strigoiului și lătratul câinilor înfricoșați. Mihalco rămase treaz. Inginerul porunci din nou să-i se dea un fund de cărnat și o chiflă, iar după aia îl mânară într-al vagon, care transporta nisip. Era moale și se înfundă în el cam puf. Dar flăcăul nu se culcă ci rămase așezat, chinci pe jos. Înfulecă pâinea cu cârnat cu atâta poftă de i se bulbucară ochii în cap și își spunea în gând, vorbind cu el însuși. Nu-ți fie teamă că multe lucruri curioase mai sunt pe lumea asta. Trenul stătu cremenit câteva ceasuri în șir, apoi la revărsatul zorilor se avântă iar, ceva mai repejor. Într-o stație ce se afla chiar în pădure, se opriră mai multă vreme, iar frânarul îi tălmăci țăranului că inginerul o să se ducă în dărât, fiindcă au bătut telegramă după el. Într-adevăr, inginerul îl chemă pe Mihalco la dânsul și îi spuse Eu sunt nevoit să mă întorc. Te încumet să o pornești singur până la Varșovia, Apoi te știu eu, șopti țăranul. Doar n-ai să te pierzi printre oameni. Cine să mă piardă panie, că eu n-am pe nimeni. Într-adevăr, cine i-ar fi dus dorul? Atunci du-te, îl îndemnă inginerul. Chiar lângă gară se construiesc niște case noi. Ai să carcă cărămidă și n-ai să mor de foame. Nu mai vezi să nu caz la patima băuturii. Mai târziu poate care să-ți fie mai bine. Oricum, ține aici o rublă. Flăcăul lor rubla, îmbrățișă genunchii inginerului și se urcă la loc în vagonul lui cu nisip. În cele din urmă, trenul porni. Pe drum îl întrebă pe frânar. E departe de aici și până la noi în sat Panie. Știu eu, ca la vreo 40 de mile. Dar pe jos Panie e mult până acolo, ca la vreo trei săptămâni, nu știu nici eu cât. O spaimă cumplită îl cuprinse pe Mihalco, cel o fiind bietul de el, să plece atât de departe, cale de trei săptămâni cu piciorul până acasă. În satul lor umbla vorba despre un argat, pe care îl smulsese vigilia și cât să-ți faci cruce, îl și le pădase mort la vreo două mile părtare. Oare cu el nu se petrecuse același lucru Oare ligioana asta care scui pe foc și de care bătrânii se feresc, nu fi mai rea ca vijelia? Și cine știe unde avea să-l lepede? gerat de acest gând, se apucă de marginea vagonului și închise ochii. Abia acum simți cum îl zgâlție trenul și auzi uruitul. Abia acum simți cum îl izbește vântul peste obraj și cum îl ia în râs. Hu, 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 hi, hi, hi. Și pe el l-a smuls fornița și l-a dus. Nu de la mumă sa, ori de la taică sup, Nici din casa lui nu l-a ridicat, ci de pe câmp, ca un orfan ce era. Își dădea seama că ce se întâmplă cu el nu-i da bună, dar n-avea ce face. O ducea rău și nici vorbă care să o ducă și mai rău. Dar fiindcă avusese parte și de rău și de mai rău și de foarte rău, deschise ochii și își desprinse mâna încleștată de pe marginea vagonului. asta e voia celui de sus. De aia e el un biet să-și ducă sărăcia în cârcă, iar în suflet să-i stăruie spaima și durerea. Locomotiva șuieră înfricoșător. Mihalco o privi drept în fața ochilor și văzând depărtare ca o pădure de case acoperite cu o pânză deasă de fum. O fi arzând pe undeva? Îl întrebă pe frânar. asta e Varșovia. Feciorul de țăran simți din nou o strângere de inimă. De unde o să-și ia el îndrăsneala să se afunde în fumul acela? Când trenul opri în stație, Mihalco se dădu jos. Îi sărută dreapta frânarului și o pornea gales spre dugheana pe -a care cărei firmă de tablă erau zugrăvite halbe cu bere roșie și sticle cu rachiu verde. Nu patima beției îl trăgea într-acolo, ci altceva. În dărâtul cârciumii se vedea o casă în construcție, iar în fața ei se aținau o grămadă de zidari. Îi veniră în minte sfaturile inginerului și se apropie de ei, vrând să-i întrebe unde poate afla de lucru. Zidarii, flăcăi posnași, stropiți cu var și mânjiți cu cărămidă, intrară în vorbă cu el. Cine ești? De unde ai venit? Da, pe măta, cum o cheamă? Căciula asta cine ți-a făcut-o? Unul îl trase de mânecă, altul îi afundă căciula în cap, până peste ochi, câțiva îl învârtiră în cerc de nu mai știa cei cu el. De unde veniști, feciorule? De la Vilcțolicov, Panie, răspunse Mihalco. Vorbea cu un glas ușor cântat și se zgâia la ei cu o mutră atât de încurcată, încât zidarii pufniră cu toții în râs. Stătea în mijlocul lor și cu toate că lânghiuntiseră o leacă, râdea cu voie bună. Oameni veseli, își zise el în gând. Râsul și înfățișarea lui Blajină îi câștigară pe zidari, care se liniștiră și îl încolțiră cu întrebările iar atunci când le mărturisi că umblă să caute de lucru, îi porunciră să-i urmeze. Îi prost animalul, dar pare băiat bun. Grăi unul dintre meșteri. Am face bine să luăm, adăugă altul. Te răscumperi? Îl întrebă pe Mihalco un hor. Păi, nu știu în ce fel. Faci cinste cu patru ocale de rachiu. Ori capeți o chelfăneală, se amestecă un al treilea în vorbă, făcând haz. După ce se gândi puțin, flăcăul spuse. Mai drag mi-a primit decât a da. Zidarilor le fu pe plac și răspunsul. Îi mai înfundară de câteva ori căciula până la ochi, dar nu-i mai cerură să facă cinste și nici nu-i traseră chelfăneala. Hârjonindu-se, se, se la șantier și se apucară de lucru, Meșterii se urcară pe schelele cele mai înalte, iar fetele și băieții începură să care cărămidă. Lui Mihalco, ca unui începător ce se afla, îi porunciră să amestece cu săpăliga varul cu nisipul. În felul acesta ajunse zidar. A doua zi îi dă dură ca ajutor o fată, sărmană ca și el. Purta doar o basma veche, o fustă plină de găuri și un cămeșoi vai de ea, sărmană! Frumoasă nu era deloc. Avea un obraz smeat și slab, cu un nas mic, cârn și o frunte îngustă. Dar Mihalco nu era năzuros de felul lui, când o zări lângă el cu săpăliga în mână și puse ochii pe ea, ca orice flăcău când vede o fetișcană. Iar când fata i aruncă o privire pe sub basmaua spălăcită, simți ca o căldură plăcută pe dinăuntru va deveni chiar atât de îndrăzneț încât se încumetă să intre în vorbă. De pe unde sunteți? Departe de Varșovia? Lucrați de mult la oaltă cu zidarii? O întreba tot lucruri de felul ăsta, spunându-i dumneavoastră, dar fiindcă ea răspuns răspunse zicându-i tu, o luă și el tot așa. să nu te mai speti și tu muncind, fac eu treabă pentru amândoi și se ținu de cuvânt. Lucra cu atâta râfnă de-i curgea sudoarea și roaie, iar fata nu mai cădădea cu săpăliga prin var, când înainte, când îndărăt. Se deprinseră să umble toată ziulica împreună, numai ei doi, numai ei singuri. Câteodată se pomeneau cu un zidar, răgnea la fată, pe băiată lua peste picior și se mulțumea cu atât. Când se lăsa noaptea, Mihalco rămânea să doarmă în casa în construcție, fiindcă n-avea unde altundeva, iar fata a plecat spre oraș împreună cu ceilalți și cu zidarul acela care o tot căra, Ba câte dată, îi trăgea și câte una după ceafă. Să nu vadă în ochi pe fată, își spunea Mihalco. N-ai ce-i face, de asta el meșter, să o dea în noi. În schimb, el se căsnea soaline, aline cum se pricepea. Muncea pentru amândoi, dimineața împălțea merindele cu ea, iar la prânz îi cumpăra un borș de cinci groși, fiindcă fata n-avea niciodată nicio lescaie. Când îi repartizară la căratul cărămizii, sus pe schelă, flăcăul nu mai avu cum să o ajute, fiindcă meșterii o pândeau. Dar pășea pas cu pas în urma ei pe schelele lunecoase, cu spaima în suflet nu cumva să se poticnească or să scape cărămizile din mână. Văzând îngrijorarea flăcăului, zidarul cel rău îl lua peste picior, arătându-l în bazjocoră și celorlalți. Râdeau și ceilalți și strigau de sus. Na, ține prostule, na! Într-un rând, la ora prânzului, zidarul o chemă deoparte parte pe fată. Îi vorbi stăruitor, ba o bruftui, mai apitir ca altădată. După convorbirea asta, fata se apropie de Mihalco și îl întrebă plângând dacă nu avea să-i dea cu împrumut 20 de groși. Cum era să naibă pentru dânsa? Cât ai clipi desfăcu legăturii ca unde ținea banii pe care i primise încă la calea ferată și-i dădu cât ceruse. Fata duse banii meșterului și de atunci aproape nu trecea zi fără ca flăcăul să nu-i împrumute cu toate că avea să-și vadă banii în dărât, la sfântul așteaptă. Iar când o întrebă într-o zi, cu multă sfială, De ce dai bani lui păcătosul ăla? Ea îi răspunse. Apoi, dacă așa e. Într-o bună zi, meșterul zidar se certă cu socotitorul și plecă de pe șantier. Ba mai mult, îi porunci și fetei, ca unei slugi, să lase toate baltă și să vină după el fata se codea. Când însă socotitorul o amenință că, dacă nu lucrează până seara, îi reține câștigul pe toată săptămâna, se apucă iar să care cărămida. Omul sărac ține la banul lui, mai ales atunci când îl dobândește printr-o muncă atât de grea. Zidarul se mânie. Vii cu mine a furisito, or nu vii. Răcni la ea. Cum să vin dacă nu vor să-mi plătească? măcar să-mi iau și eu de fustă cu banii ăștia. Apoi atunci piei din ochii mei și să nu mi te mai arăți în prag, fiindcă te omor în bătaie. Zbieră zidarul și o porni singur spre târg. Sara, ca de obicei, zidarii se risipiră care încotro. În casa cea nouă rămaseră să nopteze Mihalco și fata. Nu pleci? O întrebă flăcăul mirat. Însă mă duc dacă a zis că mă dă afară? Abia acum pricepu Mihalco tâlcul anumitor întâmplări. Va să zic că stăteai cu el? Spuse cu o umbră de mâhnire în glas. Apoi da, șopti fata rușinată. Și dădeai lui tot ce câștigai, cu toate că te bătea. Apoi, de ce ai făcut una ca asta? Fiindcă l-am avut drag, mărturisi fata, cu vocea scăzută, ascunzându-se după stâlpii schelelor. Flăcăul simți o durere, ca și cum i-ar fi implantat cineva un cuțit în inimă. De-aia râdeau oamenii de el, aveau și de ce. Mihalco se trase mai aproape de fată. Da, de acum încolo n-are să-ți mai fie drag. O întrebă. Nu. Și se porni pe un plâns cu sughițuri. De mine are să-ți fie drag. Da. Eu nici n-am să te bat, nici banii n-am să-ți iau. așa ai. Cu mine ai să o duci mai bine. Fata nu zicea nimic, dar se scutura toată de plâns. Noaptea era rece și umedă. Ți frig? O întrebă flăcăul. Frig. O așeză pe o grămadă de cărămiți și fata plângea înainte își scoase sumanul, omveli, iar el rămase numai în cămașă. Lasă, nu mai plânge, noaptea asta o petrecem așa. Mâine însă, cu rubla ta, luăm cu chirie o daie, iar fustam să-ți iau eu, din banii mei. Nu mai plânge. Dar fata nici nu lua minte la vorbele lui Mihalco, ci înălță fruntea și rămase cu urechea țintită. I se părea că aude pe uliță zgomot de pași cunoscuți. Pașii se apropiau. Deodată izbucniră strigăte și fluierături. Vina acasă, pe unde miești? Aici, mis. Răspunse fata, sărind în picioare. Banii îi ai? O mai întrebă zidarul. Îi am, cum de nu. Uite-i aici. Și întinse rubla. Zidarul strecură rubla în buzunar, apoi își înclește mâna în părul fetei și începu să lovească zbierând. Altădată dată să asculți când ți se spune că de nu piciorul în casă nu-l mai pui. Cu o singură rublă nu scapi. Să asculți, auzi să asculți. Repetă, continuând să lovească. leu Dumnezeule! Țipa fata! Să asculți, să asculți când ți se spune. Deodată, văd drumul fetei, simțind cum o mână puternică i se înfige în beregată. Întoarse capul cu mare greutate și zări ochii aprinși al lui Mihalco. Zidarul era un zurbagiu ca toți cei din ținutul mazurilor, așa încât îl pogni pe Mihalco în cap cu pumnul, de urechile. Dar flăcăul nu-l slăbi, bal strânse mai tare. Ai să mă sugrum tâlharule și după aia să vezi ai să pățești. Hârâi zidarul cu glas răgușit. Să nu mai dai în ea. Se înverșună flăcăul. N-am să mai dau. Bolborosi zidarul scoțând limba. Mihalco își desprinse mâna, iar zidarul se clătină pe picioare. Trase de câteva ori aer în piept, apoi rosti. Dacă nu vrea să o bat, să nu mai umble după mine. Ține la mine nimic de zis. Iar eu o bat, fiindcă ăsta mineravul, nu-mi trebuie muierea dacă nu pot ridica mâna asupra ei. Ducă, învârtindu-se. -se apoi s-o duce, mare lucru, îl înfruntă flăcăul. Dar fata îl apucă de mână și vorbi tremurând toată. Vezi de treburile tale, nu te băga între noi. Mihalco rămase ca trăsnit. Hai acasă, îl îndemna apoi pe zidar prinzându-l de braț. De ce să se lege oamenii de tine pe uliță? Zidarul însă se smulse din strânsoarea mâinii ei și o pofti înjind. Du-te la el, nici nu o să te bată, ți-a dat și bani. Mai lasă mă în pace. Se zbor și fata și o lua la drum înainte. Vezi tu cum să te porți ca și cu un câine, spuse zidarul, arătând o pe fată cu mâna. Bate-o bine, că după aia s și în foc pentru tine. Și dispăru. Doar râsul lui jocoritor sparse tăcerea nopții. Flăcăul rămasei privi după ei, trase cu urechea. După aceea se întoarse printre schele și stătu cu ochii la locul unde mai adinea ori șezuse fata. Îi vâjia capul și nu putea nici să răsufle. Nici n-apucase bine să-i făgăduiască că o să-l iubească numai pe el și plecase numai decât. Adina ori se simțise fericit. Era atât de bine să ai o făptură vie lângă tine, mai ales o fată. Iar acum iar îl împresuraseră tristețea și pustiul. De ce-o fi plecat? Uite că așa i s-a năzărit, așa i-a plăcut ei. Cu toate că era bun și puternic, n-avea încotro. Fără voia lui, prețui credința cu care îl urma fata pe zidar. Nu-i purta pică pentru că-și călcase făgăduiala. Nici nu-i prin minte sosilească să-i aminte la simțămintele lui. Totuși, îi părea rău. Grozav îi părea de rău. Cu mâinile mâncate de var, își șterse ochii. Apoi se aplecă și ridică haina de pe grămada de cărămizi, unde zăcea zbârlită și caldă parcă ieși iar pe uliță și rămase în picioare, singur. Nu se vedea nimic, doar în ceață pâlpâiau luminile roșietice ale felinarelor. Se întoarse printre zidurile reci și se culcă pe jos, dar nu se lipea somnul de el, ofta zgomotos, însingurat și cu dorul în suflet după fata lui. A lui, fiindcă îi făgăduise chiar ea că avea să-l iubească. A doua zi, Flăcăul se apucă de lucru ca de obicei, dar muncea fără spor. Era amărât și construcția aceea parcă i făcea silă. Unde se ducea, pe ce punea mâna și încotro întorcea privirea, toate i aminteau de fată și de dezamăgirea aceea amară. Oamenii îl luau iar peste picior, strigându-i. Ei, ce zici, Mihalco, ce spui prostovanule, așa-i că scumpe fetele la Varșovia?" De scumpe erau scumpe, nu-i vorbă. Pentru fata lui își cheltuise toate economiile, răbdase de foame și rămăsese dezbrăcat, și nici măcar n-a parte de ea, ci îl părăsise urât de tot. O ducea tare rău acum și pe deasupra îi era și rușine. Aflind că la varșovia calfele de zidari sunt mai bine plătite, o porni într-acolo pentru prima oară se luase după un meșter care îi făgăduise să-l ducă pe strada cu cele mai multe case în construcție. O porniră de cum se crăpă de ziua și umblară multă vreme până ajunseră la vistula. Când zări podul, flăcăul rămase cu gura căscată. În clipa aceea uită până și de fată. La barieră se opri șovăitor. Ce ai? Se miră meșterul. Nu știu, panie, oare mor lăsa și pe mine să trec pe aici? Întrebă Mihalco. Mare nătără o mai ești. Îl certă meșterul. Dacă s-o lega de tine careva, îi spui că ești cu mine. Așa-i, încuvință flăcăul și se miră că nu-i dăduse prin gând răspunsul ăsta chiar de la început. După aceea îl umplură de uimire bărcile și pontoanele care se țineau pe apă cu toate că erau mari și grele. Mai apoi nu-i venia a crede că tot podul era durat numai din fier. Cine știe ce șmecherie o fi la mijloc? Își spuse în sinea lui. Atâta fier nu găsești să umbli lumea întreagă. Astfel meșterul și Mihalco, mergând unul în spatele celuilalt, trecură peste pod, prin novi și străbătură mai multe străzi. În fața castelului, țăranul își scoase șapca și se închină, crezând că e biserică. În fața mănăstirii Bernardinilor era cât paci să-l calce omnibuzul. În fața icoanei Maicii Domnului, de lângă asociația filantropică, ținu morții să îngenuncheze și să spună o rugăciune, iar meșterul zidar izbuti cu și vai să-l smulgă de acolo. Pe străzi, zarvă șiruri de vehicule și îmbulzeală. Făcând loc unora să treacă, Mihalco se izbea de alții, și se îngălbenise tot de spaimă să nu-l ia careva la bătaie. Până la urmă simți că-i vina mețeală și se rătăci de meșteri. Panie! Panie! Se porni el să strige, alergând desnădăjduit cât îl țineau picioarele de-a lungul străzilor. Cineva l-opri și se răsti la el. Taș din gură, haimana, pe-aici nu-i voie să zbieri. Apoi mi-am pierdut stăpânul. Ce fel de stăpân? meșterul zidar. Halal stăpân, da unde vrei să mergi? Acolo unde clădesc o casă. Ce fel de casă? O casă din aia de cărămidă, răspunse flăcăul. Mare prostovan, uite și aici clădesc o casă, și acolo și dincolo. Păi eu nu văd. Câțiva inși îl luară de braț și-i arătară în jur. Iacătă, Aici clădesc o casă, dincolo alta. Aha, făcu Mihalco și se îndreptă spre cea de-a doua, fiindcă pentru a ajunge acolo nu era nevoit să treacă strada. Ajungând la fața locului, își căută meșterul. Nu-l găsi și lucrătorii îl îndrumară către o altă construcție, dar nici acolo nu știa nimeni nimic de un meșter zidar pe nume Nastazi. Și flăcăul merse mai departe. În felul acesta străbătu un goană câteva străzi și privi câteva clădiri în construcție, întrebându-se în sinea lui unde vor fi locuind oamenii aceia în vremea cât li se construiesc casele. Treptat, treptat, se îndepărta de centrul orașului. Zgomotul străzilor se domoli. Trecătorii erau mai rari, vehicule aproape că nu se mai vedeau. În schimb, schelele și grămezile de cărămidă erau mai numeroase. Flăcăul își pierdună deja dacă o să mai dea de meșterul zidar și se hotărâ să-și caute singur de lucru. Se opri în dreptul primei binale, așezată la drum, se amestecă printre lucrători și privi cu luarea minte în jur. Mai se băga în vorbă, mai dau o mână de ajutor. Pe unul îl ajută să așeze cărămida, altuia îi întinse găleata, iar celor care amestecau varul le spuse că treaba aceea nu se făcea așa, și al Bale și arătă cum anume și îl stropi pe meșter din cap până în picioare. Ce te tot învârți pe aici ca un câine de pripas? Îl întrebă pisarul. Cauți de lucru, panie. Pentru tine n-avem de lucru. Dacă nu se găsește acum, poate să o găsi mai târziu. Nu vă fac nicio pagubă dacă mai ajut pe câte unul. Pisarul, un insviclean, pricepu imediat că flăcăul n-avea nicio parachioară. Își scoase călțulia, un creion și se porni să măzgălească, să socotească, iar în cele din urmă îl angajă pe Mihalco. Oamenii ziceau că pe seama lui pisarul mai câștigă 20 de groși pe zi extra. La binau aceea rămase flăcăul până în toamnă. Nu pieri de foame, nu trebuie să-și plătească noaptea culcușul dar n-a ajuns să-și cumpere nici măcar o pereche de ghete. Cu atâta doar s-a ales. S-a îmbătat în mai multe rânduri, tocmai de Sfânta Duminică. Bafu cât pe aici, să se încaere în crâșmă, dar n-apucă să bată pe nimeni, fiindcă îl dă dură afară pe ușă. Casa creștea văzând cu ochii. Zidarii nici nu apucaseră bine să termine ziditul a clădirii, când fațada era isprăvită, cu acoperișul pus, încuită, cu ferestrele înrămate, ba începură și oamenii să se mute în casa nouă. Spre sfârșitul lui septembrie se porniră ploile, întrerupseră lucrările și muncitorii fură concediați. Printre ei se afla și Mihalco. Săptămână de săptămână, pisarul îi oprise câte ceva din banii ce îi se cuveneau, zicând că îi va plăti pe toți odată. Când veni ziua ultimelor socoteli, flăcăul, deși nu știa carte, pricepu că pisarul l-a tras pe soară. Îi puse în mână numai trei ruble și lui se cuveneau cinci, poate chiar șase. Mihalco strânse în palmă cele trei ruble, își scoase pălăria lui rotundă, începu să se scarpine în cap și să se frământe pe loc, legănându-se de pe un picior pe celălalt dar pisarul stătea cu nasul vărât în condica cu socoteli și abia într-un târziu păru să dea cu ochii de flăcău și îl întrebă cu asprime. Ei, ce altceva mai vrei? Apoi eu socotesc, panie, că mi s-ar cuveni mai mult. Grăi flăcăul cu milință. Pisarul se făcu roșu la față, se năpusti la Mihalco, îl apucă de piept și îi spuse. Da, pașaport ai? De unde ai venit? Mihalco își pierdu piuitul, iar pisarul continuă. Mai gol la nețără, noiule, oi fizicând că te-am înșelat, ai? Apoi, apoi atunci vină cu mine la poliție, acolo am să-ți dovedesc eu că ești un hos și un vagabond. Pașaportul, poliția, îl băgară în sperieți pe Mihalco, așa încât mai spuse doar. Oi rămâne eu păgubit, iar dumneavoastră rămâneți sănătos. Și părăsi binaua. Se vede că nici pisarului nu-i da inima ghes să se ducă la poliție, cu toate că pe acolo îl cunoșteau toți și Mihalco se alese doar cu sperietura. Acum flăcăul se trezi chiar pe câmp. Străbătu o stradă, intră pe alta, apoi pe a treia oprindu-se ori de câte ori zărea niște ziduri de cărămidă roșie și stâlpi înfipți în pământ. Dar peste tot lucrările erau pe sfârșite, iar atunci când întreba dacă nu vor să-l angajeze, nici nu îi se răspundea. Se târâ astfel o zi sau două, ocolindu-i pe agenții de poliție să nu dea vreo unul peste el și să-i ceară pașaportul. Nu îi să găsească niciun birt cu mâncare caldă așa încât trăia din chișcă preparată cu sânge și slănină, pâine, scrumbie și mai dădea pe gât câte o vodcă. Totuși, cheltuise o rublă pe de gurii. Se culca la umbra gardurilor și era dor de oameni, fiindcă n-avea cu cine schimba o vorbă. Îl bătea gândul că poate ar fi fost mai bine să se înapoieze acasă. Începu să întrebe de gară. Luându-se după îndrumările trecătorilor, nimeri la gară, dar nu la cea pe care o știa. Era o gară mare, cu lume multă, cu o grămadă de căsuțe mici în prejur și nici urmă de șine de tren. Se tulbură grozav și se sperie neștiind ce s-a întâmplat. În cele din urmă găsi un suflet milostiv care îl lămuri că mai erau încă alte trei gări, dar că acelea se aflau dincolo de vistula. Atunci își aminti că la venire trecuse peste un pod, înoptă undeva, într-un șanț. Iar a doua zi de dimineață, întrebă pe unul și pe altul care era drumul ce ducea la pod. Îi explicară exact pe unde să apuce, când să o ia la dreapta, când la stânga și unde să cotească. Băgă totul la cap, întocmai, nimeri drumul până la vistula, dar podul nu-l găsi. Făcu cale întoarsă și intră iar în oraș. Din nefericire se porni ploaia. Oamenii se adăposteau sub umbrele, iar cei care nu aveau umbrele o luau la fugă. Pe o ploaie ca aceea, Mihalco nu îndrăzni să-i oprească pe trecători și să-i întrebe de drum. Când începu să toarne cu găleata, se lipide un zid, dârdâind de frig și cu haina luarcă pe el. Se mângâia cu gândul că ploaia o să-i spele picioarele de sculțe. În timp ce stătea așa, cu obrazul golit de sânge și cu ploaia și roindu-i din plete peste cămașă, se opri lângă el un domn. Ce-i cu tine?" îl întrebă acesta. Oi fi cerșetor?" Nu." Domnul acela străin făcu câțiva pași, apoi iar se întoarse și le întrebă. Da să mănânci vrei?" Nu." Și nici frignuție? Nici o întâmpit, mormăi domnul, apoi adăugă. Dar un ban de zece tot ar prinde bine. Dacă mi-ați da, da, mi-ar prinde. Domnul îi întinse un slot și plecă bombănind. Apoi iar se opri, se uită lung la feciorul de țăran, se codi parcă, dar în cele din urmă își văzu de drum. Mihalco strânse moneda în pumn și murmură. Nu te teme, Ia cătă ce pan de treabă sunt pe-aici! Abia atunci îi trecut prin minte că panul acela atât de omenos i-ar fi putut arăta drumul către pod, dar era prea târziu. Se lăsase noaptea, se aprinsă răfelinarele și ploaia se înseți. Plăcăul umbla mereu, căutând străzile cele mai întunecate. Dădu colțul odată, apoi încă o dată. Zări niște construcții noi, și deodată, prin perdeaua ploii, recunoscu strada pe care lucrase cu câteva zile mai înainte. Iată, aici se termină pavajul, aici e gardul. Din coace e depozitul de cărbuni și dincolo casa lui. Unele ferestre sunt luminate, iar prin poarta deschisă se văd aripile neterminate ale clădirii. Flăcăul intră în curte, poate că în altă parte nu, dar aici, fără îndoială, îi se cuvenea un culcuș, că doar lucrase și el la clădirea asta. Hei, omule, încotro! strigă la el un nins îmbrăcat într-un cojoc gros. Se lăsase frigul. Mihalco se întoarse. Apoi eu, mis, merg să mă culc în beci. Insul în cojoc se mânie. Dar ce aici, azil de vagabonzi, de visadori? Păi aici am lucrat toată vara, răspunse Mihalco jignit. Pe gang se-i și portărea sa, neliniștită de întârzierea bărbatului. Ce s-a întâmplat? Cine? O fi vreun hoț? Îl întrebă. Aș, uite ăsta zice că a lucrat la bina și că îi se cuvine să nopteze aici. Prostul. Lui Mihalco i se luminar ochii, râse și se apropie de portar. Sunteți din satul nostru? Strigă cuprins de bucurie. Dar de ce? Se miră portarul. Păi, fiindcă îmi ziceți că am sat la noi, eu mis Mihalco Prostovanu. Portărea sa chicotii, iar bărbată s-o ridică din umeri. Că ești prost, asta se vede cât de colo, dar află că eu nu-s de la țară, sunt târgovăț. Din la Pou mai adăugă cu un asemenea ton încât țăranul întristat oftă. Of, of, o fi vreun oraș mare cât Varșovia? Nu chiar așa, dar oricum e un oraș mai răsărit, spuse portarul. Peste o clipă de tăcere adăugă. Hai, șterge aici nu e voie să noptezi. Flăcăul lăsă brațele să-i spânzure neputincioase se uită cu jale la portar și îl întrebă. Unde mă duce dacă plouă așa? Bunul simț cu care era pusă întrebarea îl izbi pe portar. Avea dreptate flăcăul. Unde era să se ducă pe o urgie ca aceea? Apoi, fiindcă plouă rămâi, dar vei să nu te apuci de furat la noapte, iar mâine cum se crapă de ziua șterge-o, să nu te afle proprietarul pe aici, că e tare iute la mânie. Mihalco, mulțumi, se îndreptă spre unul din pavilioane și orbecăind prin întuneric, ajunse în pifniță. Își frecă mâinile înțepenite de frig, își toarse haina udă și se întinse peste cărămizile fărămate și grămada de talaj pe care și-o adusese mai de mult acolo. Cald nu era, din potrivă, îi era cam frig și l pătrunsese apa dar se învățase de copil cu toate asprimile vieții și nu lua în starea în care se afla. Îl chinuia însă gândul ce avea să facă pe viitor. Să caute de lucru la Varșovia, să se întoarcă în acasă. Dacă e să caute de lucru, unde să găsească și cum? Iar dacă e să se întoarcă acasă, pe unde să o apuce și la ce bun? Foamea nu l înfricoșa, mai avea încă două ruble în buzunar, și apoi, cu foamea, nu se întâlnea pentru prima oară. Cum o vrea Dumnezeu! Șopti. Încetă să se mai gândească la ziua de mâine și se bucură că-și găsise un adăpost. Ploua fără încetare. Ce se alegea de el dacă ar fi fost nevoit să doarmă în șanț? Ce bine era aici! Și a dormi, simplu, ca un țăran ostenit, care atunci când visează zice că i-au dat ocol duhurile. Iar mâine oficia da Dumnezeu. De dimineață vremea se schimbă în bine, ba chiar se arătă și soarele. Mihalco îi mulțumi încă o dată portarului pentru găzduire și plecă. Se simțea sprinten și voios, cu toate că după ploaia din ajun îi se neclăise părul, iar haina îi atârna pe umeri grea ca o piele. O clipă rămase în fața porții, întrebându-se încotro să se îndrepte. Soia la dreapta, ori la stânga. În colțul străzii zări ușa deschisă a unui birt și intră să mănânce. Dădu de dușcă un pahar mare de vodcă și, înveselit, o porni în direcția unde se înălțau schelele. Să caut de lucru ori să mă întorc acasă. Se întreba, Deodată, pe undeva pe aproape, spalse văzduhul un ruit scurt ca de tunet, urmat de al doilea mai puternic. Flăcăul privi în jur. La câteva sute de metri mai departe se înălțau vârfurile schelelor învăluite parcă într-un fum roșu. Se petrecuse ceva neobișnuit. Curios să vadă ce era, Mihalco o lua la goană într-acolo, lunecând prin băltoace. Pe strada nepavată, mărginită doar de câteva case, forfătau oamenii înfricoșați. Țipau și arătau cu mâna o construcție neterminată, în fața căreia zăceau scânduri, grinzi sfărâmate și o grămadă de moloz. Peste toate plutea un nor de praf cărămiziu. Flăcăul se apropie în goană și văzu ce se întâmplase. Casa cea nouă se năroise. Un perete întreg se prăbușise de sus până jos, un alt perete zăcea dărâmat numai pe jumătate. În zidurile sparte atârnau ramele ferestrelor, iar stâlpii cei groși, folosiți pentru a susține tavanele, se prăbușiseră și zăceau îndoiți, trosnind ca niște vreascuri uscate. La ferestrele caselor vecine se-i viră capete de femei speriate. Pe stradă însă, în afară de muncitori, nu erau decât câteva persoane. Zvonul despre cele întâmplate nu ajunsese încă până în centrul orașului. Meșterul șef își veni în fire cel din tâi. Nu lipsește nimeni? Întrebă tremurând. Pare să că nu, toți erau la masă. Meșterul încercă să-și numere oamenii, dar greșea într-una socoteala. Zidare sunt, sunt, dar ajutoarele! Suntem! Lipsește EJ. Se auzi în glas. Toți cei de față încremeniră. Adevărat, el era înăuntru. Trebuie să-l căutăm, spuse meșterul cu glas răgușit, Și se îndreptă spre locul accidentului însoțit de câțiva mai curajoși. Mihalco se apropie și el pe negândite. E Jay, e striga meșterul. Dă-te la o parte, îl avertizară cei din jur. Peretele ăsta de-abia se ține. E Drept răspuns, se auzi un geamăt din interiorul casei. Într-un loc, zidul era despicat cam de lărgimea unei uși. Meșterul se repezi în partea aceea. Privină într și se apucă cu mâinile de cap apoi o luă la goană nebun spre oraș. În dărâtul acelei uși se zvârcolea în dureri un om. O grindă îi strivea ambele picioare. Deasupra lui sta o frântură de zid, gata să se prăbușească dintr-o clipă în alta. Unul dintre dulgheri început să cerceteze cu atenție locul, iar muncitorii ceilalți, încremeniți de spaimă, îl priveau cu ochii mari, gata să-l urmeze dacă salvarea s-ar fi dovedit cu putință. Rănitul se răsucise convulsiv și se sprijinise în brațe. Era un om de la țară. Avea buzele negre, obrazul cenușiu și ochii înfundați. Se uita la oamenii strânși în jur, la câțiva pași de el. Gemea, dar nu îndrăznea să-i cheme într-ajutor. Spunea numai, Doamne, Doamne milostive! Nu se poate trece, spuse dulgherul cu glas înăbușit mulțimea se trase în dărăt. Printre ei se afla și Mihalco, mai speriat poate decât ceilalți. Toate se învălmășeau în sufletul lui, simțea durerea rănitului, spaima și deznădejdea lui și în același timp o putere care îl împingea înainte. I se părea că din toată mulțimea numai el singur avea datoria să-l salveze pe omul care venise aici de la țară să-și câștige pâinea și în timp ce alții își spuneau, mă duc, el gândea, nu mă duc, nu vreau. Privi speriat în jur, stătea în fața celorlalți mai aproape de zid decât alții. Nu mă duc, șopti și ridică parul care se afla la picioarele lui. Oamenii începură să murmure, uitați-vă la el, ce face? Doamne milostive, fieți milă de mine! se văita rănitul, hohotind de durere. Viu, viu acuși! strigă Mihalco și înaintă printre dărâmături. O să pieriți amândoi, spuse dulgherul. Dar Mihalco și ajunsese lângă nefericitul acela. Îi văzu picioarele sfărmate, zări păltoacele de sânge și îi se făcu negru în fața ochilor. Frate, frățioare, șopti rănitul și îl cuprinse de genunchi. Mihalco împinse parul sub stâlp și cu un gest desnadășduit încercă să-l ridice. Se auzi răscârțâituri și câteva cărămizi căzură de la etajul al doilea. Cad zidurile! strigară lucrătorii risipindu-se. Dar Mihalco nu auzea, nu gândea, nu simțea nimic cu umărul lui puternic sprijini iar parul și aproape înlătură stâlpul de pe picioarele strivite ale zidarului. Rănitul mai gemu dată tare, apoi se liniști. În crăpătura zidului se ivi Mihalco, îndoit de mișloc, cărându-l cu greu pe rănit. Trecând cetișor granița aceea primejdioasă și oprindu-se în fața mulțimii, strigă cu o bucurie naivă. A scăpat, a scăpat, i-a rămas doar o gheată acolo. Muncitorii apucară rănitul, care își pierduse cunoștința, și îl duseră cu băgare de seamă spre cea dintâi, poartă deschisă. Apă! strigau unii, oțet! aduceți un doctor! Mihalco se târă după ei gândind: Ce oameni de treabă sunt în Varșovia asta! Nu le e frică! Văzu că are mâinile însângerate și le spălă într-o băltoacă oprindu-se în poarta casei unde fusese dus rănitul. Nu se încumetă să intre înăuntru. Ce era el? Doctor? Putea să-l ajute în vreun fel? În răstimp, strada se umpluse de lume. Curioșii alergau, trăsurile goneau, de departe se auzea semnalul pojărniciei pe care o anunțase careva. O mulțime de oameni, dornici de senzații tari, se buluceau acum în dreptul porții iar cei mai temerari își creau drum cu pumnii, ca nu cumva să piardă spectacolul acela sângeros. Mihalco, stând în poartă, păru că stânjenește pe unul dintre ei. Dă-te la o parte, gură cască! Răgni individul, văzând că țărănoiul acela de nu cedează la presiunea brațului său. Da, de ce? întrebă Mihalco, mirat de vehemența acestuia. Cine ești tu neobrăzatule? Răcni curiosul. Ce, crezi că n-avem poliție să pui mâna pe un fluier răvând ca tine? Aoleo să iasă prost! Gândi flăcăul și se sperie să nu-l vâre la zdup pentru un delict ca acela. Și ca să nu dea de dracu, se strecură prin mulțime. Peste câteva minute începură să-l strige pe cel care îl scosese pe rănit de sub dărâmături. Nu răspunse nimeni. Cum arăta? Întreba lumea. Era unul de la țară, purta un suman alb, o pălărie rotundă și era de sculț. Nu e cumva în stradă? Începură să-l caute. A fost unul ca ăsta pe aici, dar s-a dus. Strigă careva. Poliția alergă să-l caute, alergară și muncitorii, dar nu-l aflară pe Mihalco.